Ministerul Apărării Naționale a lansat în dezbatere publică un proiect de lege menit să modifice legea pregătirii populației pentru apărare, astfel cetățenii români care pot fi mobilizați în caz de război vor fi obligați să se prezinte la unitățile militare chiar dacă între timp s-au mutat din țară. Conform observator news.ro, asta se aplică în cazul în care domiciliul din acte este tot în România. De asemenea, foștii polițiști sau polițiștii din penitenciare ar urma să intre în categoria rezerviștilor. Dacă proiectul va trece în această formă, rezerviștii vor putea fi mobilizați pentru instruire timp de 15 zile pe an pe timp de pace. Proiectul le permite și celor care nu au efectuat stagiul militar să urmeze voluntar o perioadă de instruire de patru luni. Aceștia vor fi răsplătiți cu trei salarii medii brute la finalizarea cursurilor. Asta atâta timp cât domiciliul din acte este tot în România. În ziua 132 de război, Ucraina anunță prin vocea procurorului general că îngheață active rusești și belaruse în valoare de 12 milioane de dolari. În același timp, premierul Marii Britanii, Boris Johnson, sugerează găsirea unor rute alternative pentru scoate a cerealelor din Ucraina, inclusiv pe Dunăre, iar șeful spionajului de la Kiev susține că războiul se va încheia anul viitor, după ce Ucraina va retrage granița din 1991 și va recupera teritoriile ocupate de ruși. Cel puțin 270 de cazuri de civili răpiți de forțele rusești au fost documentate de la începutul invaziei, a declarat ONU potrivit Sky News.